Bună! Eu sunt Anca și astăzi vreau să vă prezint o zi din viața unui operator de barocameră în cadrul clinicii Hiperbarium. Primul lucru pe care îl fac după ce ajung la clinică este să merg în vestiar. Aici îmi las toate obiectele personale și îmbrac uniforma medicală. Astăzi fac echipă cu Ioana, alături de care începem în verificările de dimineață. Aceste verificări durează aproximativ 30 de minute și încep în camera tehnică. După ce ne-am asigurat că toată aparatura funcționează în parametri normali, facem o sesiune de test înainte de terapia cu pacienții, rolul acesteia fiind de a elimina orice disfuncționalități și de a calibra toți senzorii. Înainte ca pacienții să intre în cameră, atașăm măștile, aceștia având masca proprie pe care o folosesc de la prima până la ultima ședință și introducem în cameră toate cele necesare pentru ca terapia să fie cât mai plăcută. Pacienții, împreună cu asistenta, trec prin verificările de siguranță încă o dată, apoi închidem ușile și începem presurizarea camerei. Pe toată durata terapiei, monitorizăm atât pacienții prin sistemul audio-video, cât și parametrii măsurați de diferiți senzori, informându-i de fiecare stadiu al terapiei. După finalizarea terapiei, îndepărtăm echipamentul din cameră, acesta fiind dezinfectat conform normelor în vigoare. La încheierea programului, camera este scoasă din funcțiune, făcând o verificare asemenea celei de dimineață, iar documentele aferente fiecarei sesiuni și verificări sunt arhivate pentru a putea fi folosite la nevoie.